Asta este un capac de G-Booster, iar rulmentul din interior e mai greu de scos decât ceilalți pentru că nu-l putem împinge pe partea cealaltă. Și atunci există două metode pentru a extrage acest rulment. Prima, nu o recomand pentru că este do it yourself, adică un șurub, o piuliță, șurub din ăsta cu capul foarte subțire pentru a încăpea sub rulment. Și încape doar într-o parte, de asta nu recomand. Piulița vine aici pentru a-l împiedica să mai iasă de acolo și extrage rulmentul doar printr-o parte. Deci e posibil să blocheze rulmentul. Eu am probat asta și a funcționat, dar nu recomand să încercați și voi. Și pe lângă asta mai aveți nevoie de o bucată de plastic de la un scotch vechi sau orice asemănător și eu folosesc un ghidon de Xiaomi pentru că are o gaură în el și stă rezemat pe bucata de plastic. Așa, după care punem o piuliță aici și învârtim de ea până eventual scoatem rulmentul. A doua variantă care e mai profi este cu aceste scule care mi-au ajuns din Franța cu DPD-ul într-o săptămână. Folosim capul potrivit pentru tipul nostru de rulment. Introducem acest ax filetat, după care ținem contra cu o cheie, cred că de 18, dar eu am reglabilă, și învârtim până scoatem rulmentul. Deja a ieșit prima parte. Continuăm cu metoda 2 ca să vedem cum funcționează până scoatem rulmentul de tot. Plasticul a cedat, l-am înlocuit cu două batoane de teflon și continuăm. A ieșit rulmentul. Pentru a evita să zgâriați capacul cum am făcut eu aici, puteți să adăugați o monedă și să împingeți cu scula aia în ea. Oricum, ambele metode funcționează, voi decideți pe care o folosiți, eu doar v-am arătat pentru că am avut o mare dilemă în ceea ce privește schimbul rulmentului și a trebuit să-mi improvizez niște metode. Peste așa.